Salutare! Dacă ai un smochin și nu ai încercat până acum compotul de smochine, îți recomand să-l încerci. Este foarte aromat și se pregătește foarte ușor. Pentru început am cântărit smochinele și le-am spălat sub un jet de apă cu mare grijă, pentru că fructele sunt foarte coapte și se julesc ușor și vor arăta inestetic. Le-am lăsat într-o tavă să se scurgă. Între timp am pus apa la fiert. Borcanele le-am sterilizat mai înainte puțin și când apa a atins punctul de fierbere am adăugat și zahărul. Am pus și smochinele și le-am lăsat pentru 10 minute până și-au schimbat culoarea. Între timp am și spumat. După 10 minute am adăugat suc de lămâie și extract de vanilie. Am mai lăsat încă 5 minute pe foc să fiarbă. Pe urmă am oprit focul și am pus smochinele în borcane. După ce am pus smochinele în borcane, a urmat să pun și siropul. Am închis borcanele cu capace care le-am avut într-o cratiță cu apă fierbinte ca garnitura să etanșeze mult mai bine. Le-am acoperit până a doua zi.